HC Zalău joacă acasă cu CS Minaur Baia Mare. Partida se va desfășura duminică, 21 ianuarie 2024, începând cu ora 17:30 de minute la Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău. CS Minaur Baia Mare, echipă clasată în acest moment pe locul 8 în Liga Florilor, vine la Zalău cu un moral foarte ridicat, după victoria cu scorul de 29-26, obținută în etapa cu numărul 12 împotriva SCM Craiova, echipă mult mai bine cotată și clasată în acest moment pe locul 5. Despre importanța meciului, dar și despre problemele cu care se confruntă în acest moment HC Zalău, ne-a vorbit unul dintre cei mai importanți oameni din sportul românesc, profesorul Gheorghe Tadici, antrenorul HC Zalău, care trăiește și respiră pentru handbalul zălăuan de 50 de ani. Da, avem un joc dificil cu Baia Mare. Ele vin cu un moral foarte bun aici. După un joc reușit cu echipa clasată după 11 etape pe locul 2, respectiv SCM Craiova, au avut deci un joc bun, cu toate că au o serie de probleme din punct de vedere financiar, cu restanțe mari la nivel de salarii, poate că și asta este un motiv. Este o echipă unită, cu multe jucătoare, desigur, și din străinătate, care probabil l-a și dus în situația în care sunt din punct de vedere financiar, cu o serie de contracte mari, poate chiar exagerate pentru Baia Mare. Însă și noi suntem într-o situație în care avem nevoie de o victorie ca de aer, ca să spun așa, și ne-am pregătit și sperăm să o și obținem, iar dacă, chiar dacă am avut un început de an dificil cu jocuri cu echipele din Liga Campionilor, care deci la Rapid și săptămâna viitoare, miercuri, cu CSM București, ne străduim să chiar cu acest efectiv redus de jucătoare care îl avem la dispoziție, să facem rezultate bune și să ieșim din zona în care am încheiat anul, deși turul campionatului, desigur, se știe că n-a fost închis, au fost o serie de rezultate surpriză, în ghilimele, în ultima parte a turului campionatului. Eu cred că putem și putem chiar să ne propunem un obiectiv și ne dorim să evităm inclusiv barajul. Pe lângă problemele de lot, echipa HC Zalău se confruntă și cu alte probleme legate mai mult de moral, deoarece anumiți oameni de bine, care în opinia marelui om de sport Gheorghe Tadici nu au realizat prea mult în cariera lor, dar lansează speculații în spațiul public, speculații menite să destabilizeze echipa. Ceea ce se speculează în unele așa zise ziare de sport de pe plan local e doar în mintea unor indivizi care nu știu decât să bage bățul prin gard ca să fiu așa fin, însă nu, pentru noi sunt practic niște tipi inexistenți care la viața lor nu au făcut mare lucru și ca atare îi invit să-și vadă de sănătatea lor și de problemele lor, inclusiv mentale. Ca atare, noi ne urmăm drumul și ne străduim să facem rezultate cât mai bune cu un buget cel mai mic din Liga Națională. E foarte importantă problema asta, mai mic și decât Știința București, care este o echipă universitară. Din păcate, și la nivel de autorități județene nu au mai fost susținuți. Trebuie să știe toată lumea că ne-a fost tăiat bugetul
care și așa n-a fost crescut în ultimii 6 ani cu 350.000, în condițiile în care a trebuit să mai încropim și o echipă de tineret din acest campionat. Și la proiectul nostru de finanțare în care am cerut suplimentare, ni s-a răspuns printr-o diminuare cu 350.000 de lei. A fost greu să ne descurcăm. Mulțumesc unor prieteni și unor colegi, colaboratori care au înțeles situația și practic a ajutat sigur clubul, dar a fost vorba și de relația mea personală cu dânsii și le mulțumesc din suflet, pentru că altfel în acest moment nu mai puteam vorbi de existența echipei și a clubului HC Zalău. Suporterii sunt așteptați într-un număr cât mai mare duminică, 21 ianuarie 2024, începând cu ora 17:30 pentru a-și susține echipa favorită, HC Zalău.